Când am dat peste un alt roman de al scriitoarei italiene Elena Ferrante, m-am apucat rapid de el pentru că mi-au plăcut foarte mult cărțile din tetralogia napolitană, se află în topul preferințelor mele și atunci am citit și Viața mincinoasă a adulților. Un roman în care regăsim principalele teme din tetralogia napolitană, vorbim în continuare despre condiția femeii, despre relația mamă-fiică, despre viața în Italia, mai exact în Napoli, o viață tumultuoasă, cu tot felul de elemente care le sunt lor specifice. De exemplu, am luat acest tricou pentru că mi s-a părut foarte ilustrativă atmosfera aceea de curte interioară de bloc, în care de la geam femeile mai stau de vorbă sau pe care aruncă diferite lucruri atunci când se enervează. Deci, o carte interesantă în care se urmărește psihologia unei adolescente, ea este urmărită în evoluție de la 12 la 14 ani, mai ales că descoperă o ramură a familiei despre care nu știuse foarte multe lucruri, iar în momentul în care află despre ei, nu înțelege de ce aceștia sunt disprețuiți de restul familiei. Filmul Sunt și eu aici este tot un film italian, o comedie mai exact, în care protagonista este o arhitectă de succes, cu masterate în toată lumea, care se gândește să se întoarcă acasă în Italia. Aici are un singur prieten, un bărbat homosexual, care o susține, se susțin reciproc, pentru că, uimitor, nu poate să-și găsească un loc de muncă care să-i ofere satisfacții, care să fie cât de cât interesant. Vom vedea ce se întâmplă până la final.